Scandalurile din familia lui Florin Salam par să nu se mai termine. După ce Roxana Dobre, sătulă de nebuniile soțului, plecase de acasă, acum și sora manelistului a pățit-o. Nuții, sora lui Salam și Melania Dobre, soacra manelistului, au ajuns la cuțite. Totul s-a întâmplat după ce acestea s-au asociat într-un proiect. Melania Dobre și Nuții au demarat o afacere imobiliară și se așteptau să le aducă un profit mare. Cele două femei au investit sume considerabile. Nuții 25% din bani, mama Roxanei restul. Problema abia acum vine, căci mama Roxanei Dobre, care avea deja experiență în domeniu, ar fi vrut să-și tragă singură tot profitul, spun sursele cancan.ro. În momentul în care a realizat că este dată deoparte, Nuții s-a dezlănțuit. S-a ajuns la injurii și păruială și cel mai probabil cele două vor ajunge în instanță.